Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Cea mai importantă lege, acum foarte serios, trecem într-o parte serioasă, că petrecere, petrecere, dar e pe banii noștri. Cea mai importantă lege pentru următoarele 12 luni. Și la drept vorbind, s-ar putea să fie foarte importantă și pentru ceva mai mult de atât. A fost trecută prin Parlament pe repede înainte, așa cum de altfel a devenit o obișnuință pentru coaliția PSD-PNL. Vorbesc despre legea bugetului național, de care depind crucial bunăstarea sau sărăcirea a milioane de români. Dezbaterea din Parlament practic n-a existat, majoritatea a respins sec toate amendamentele, singurele declarații și explicații venite din partea guvernului au fost mai degrabă laude de sine. Cel mai bun buget, cele mai mari investiții, cel mai roz viitor. Curios lucru, însă mediul de afaceri și reprezentanții economiei reale sunt de cu totul altă părere. De pildă, Confederația Patronală Concordia, una dintre cele mai mari asocieri patronale din România, avertizează că bugetul pe anul viitor este unul nerealist, cu venituri supraestimate. De exemplu, observă Concordia și citez, ANAF își propune să colecteze 30 de miliarde de lei în plus anul viitor, deși anul acesta este cu 12 miliarde sub ce și-a propus la începutul anului. Guvernul, spune Concordia în continuare, se așteaptă la intrări din fonduri europene și PNRR de peste 60 de miliarde de lei. Deși, din cele 55 de miliarde pe care și le-a propus pentru 2023, va realiza puțin sub 29. Mai sunt și alte observații asemănătoare. La telefon este profesorul de economie, Cristian Păun. Bună dimineața, domnule profesor! Bună dimineața! Sunteți cumva de aceeași părere că guvernul a fost prea optimist în construcția bugetului? Și care ar putea fi consecințele unui asemenea optimism în buzunarele cetățenilor? În loc de Hathaway, cred că mergea o melodie grecească. Să mai spargem niște farfurii, așa că... Da. Și încheierea lui Zorba, da, dar ce prăbușire frumoasă, boss, nu? Exact, da, că există în economie niște economiști din ăștia mai zmintiți, așa, care spun că dacă spargem farfuriile, adică dacă distrugem economia, crește PIB-ul după aia. Ideea este următoarea. Ca să poți să ai aceste venituri supraestimate, prima șmecherie a fost creșterea economică propusă pentru anul 2024. Noi aveam o estimare de vreo 3,5%, dar acum un an jumate era această estimare. Ca să explicăm mai clar, la o creștere economică mai mare vin și taxe mai mari către stat. Estimate de tine, da, ca procent din acest PIB, pentru că ei merg pe un procent al veniturilor din PIB pe care preconizează că le vor încasa. Și atunci, principala cheie a discuției este cât spui tu că va fi PIB-ul anul viitor. Și ei nu s-au uitat, din punctul meu de vedere, absolut deloc la context. Contextul fiind o industrie care scade constant de ceva vreme și nu pare că dă semne că ar înceta această scădere, și această scădere apare fie din motive interne, cum ar fi, de exemplu, creșterea prețurilor la energie, creșterea prețurilor materiilor prime, sau motive externe, sunt economii în jurul nostru de care depindem, cum ar fi, de exemplu, Germania, Italia sau Franța, care frânează, care încetinesc, da, încetinesc și ele semnificativ. Și atunci, în mod normal, nu poți să vii cu 3,4%, prognoza fiind 3,5% acum un an jumate, făcută de instituțiile internaționale, și tu să scazi un 0,1% din acea prognoză, fără să te uiți la context și fără să-ți ajustezi această creștere economică. Miza, repet, fiind ca apoi, aplicând un procent și ăla supraevaluat procentul, pentru că noi încasăm cam 29% din PIB venituri în bugetul statului și i-au pus un 30% deja, deși vedem că și aici avem probleme cu încasarea în mod real a veniturilor, pentru că pe real veniturile nu cresc semnificativ, veniturile pe care le încasează ANAF. Și oricum cu o economie în scădere, n-ai cum să ai venituri la bugetul statului semnificativ în creștere, cu o economie care nu crește cât ai estimatul. Și atunci ei au aplicat acest procent. Și vă întreb care este venituri, consecința asupra buzunarelor cetățenilor, pentru că statul român în momentul ăsta pare ca o familie care crede că anul viitor o să câștige mai mult decât poate sau decât e fezabil, rezonabil, și angajează diverse cheltuieli, vacanțe, cumpără televizor, mașină, pe baza unor venituri pe care nu le va avea.
Până să răspund foarte scurt, vreau să punctez ca să fie clarificat cetățeanul ce s-a întâmplat cu bugetul ăsta. Deci au supraestimat creșterea economică, au supraestimat procentul de venituri în PIB pe un PIB supraestimat și trei, au plecat la drum cu un deficit mai mare decât cel prognozat pentru anul acesta, acel 5% din PIB. Astea sunt trei probleme majore care le-au permis să majoreze cheltuielile și să înceapă să împartă bani în stânga și în dreapta din punct de vedere populist. Care este efectul asupra cetățeanului? În primul rând, nu scăpăm de acest deficit excesiv, care ce înseamnă? Sigur că pe cetățean nu îl interesează poate deficitul statului, dar deficitul statului înseamnă de fapt pentru noi inflație mai mare, pentru că statul cheltuiește mai ales pentru consum, deși el se laudă că o face pentru investiții, dar el cheltuiește cei mai mulți bani din bugetul statului pentru pensii, asistență socială, salarii, adică pentru consum. Peste 90% din cheltuielile statului merg către direcțiile astea. Dar în mod pervers, statul poate fi interesat să întreține inflația, pentru că în felul acesta și încasează mai mulți bani la buget și pentru o perioadă, pentru câteva luni, are un mic avans, nu? Da, am văzut teoria asta. Dar asta am duce la sărăcirea populației. Odată și este doar o iluzie pentru guvern, pentru că el încasează mai multe venituri, într-adevăr, pe inflație mai mare, dar când începe să plătească apoi tot felul de achiziții pe care le face, inclusiv salarii, pentru că oamenii ies în stradă și își cer salarii mai mari, trebuie să ajusteze punctul de pensie, trebuie să ajusteze alocațiile și așa mai departe. Deci în final ce dă pe ce ia pe mere, dă pe pere statul. Deci își face din punctul meu de vedere un calcul greșit. Cel care crede că va putea vreodată să dezvolte un stat prin inflație a descoperit, nu știu, soluția magică. Niciun stat din lumea asta nu s-a dezvoltat vreodată provocând inflație foarte mare. Dimpotrivă, inflația este ca un bulgăre din asta care rostogolit la vale, în final duce, accelerează intrarea unei țări într-o criză profundă. Și avem foarte multe cazuri în istorie de țări care au încercat prin inflație să-și rezolve problemele, să se dezvolte și au intrat în niște necazuri extraordinar de mari din care au ieșit apoi foarte, foarte greu. Deci e o iluzie treaba asta. Dar deci, inflația e principalul cost. Domnule profesor, cu bugetul acesta optimist, nerealist, cum vreți să-i spuneți, vom intra și trecem printr-un an electoral complet. O să fie anul viitor, 4 sau probabil 5 runde de alegeri. Guvernanții vor ezita să facă corecții semnificative în 2024. Ce ne așteaptă în 2025? Nota de plată, pentru că nu scăpăm de deficitul excesiv, trebuia deja să scăpăm de el anul acesta și n-am scăpat. Asta înseamnă, cum am mai spus, inflație. Inflație înseamnă dobânzi mai mari pentru toată lumea, dobânzile rămân acolo, dobânzi care nu te dezvoltă, dobânzi care evident pun probleme celor care au rate, fie că vorbim de persoane fizice, fie că vorbim de mediu privat. Dar și erodarea economiilor personale, exact. Sărăcire. Încetinim. Mm-hmm. Da, încetinim și rămânem în continuare la coada Europei, cu o țară foarte dezechilibrată din punct de vedere macroeconomic. Iar principalul risc, pentru că eu, de exemplu, nu știu ce a negociat guvernul cu Uniunea Europeană, dar Uniunea Europeană nu acceptă deficitul acesta excesiv, mai ales că noi avem acest deficit excesiv din 2019 și vedem că nu scăpăm de el. Pentru că Uniunea Europeană are o regulă foarte strictă pe care s-ar putea foarte probabil ca de anul viitor să o aplice, și anume să ne taie fonduri europene pentru că nu scăpăm de deficitul acesta excesiv. Mulțumesc, mulțumesc foarte, foarte mult pentru explicații. A fost în direct în deșteptarea profesorul de economie, Cristian Păun. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.